pentru mine personal, în primul rând, eu l-am întâlnit pe domnul profesor Georgescu încă din studenție, din anul 4, alături de doamna profesor Arsenescu Georgescu. De atunci, practic, ca model l-am luat pe plan medical și didactic și au jucat un rol esențial pentru mine în profesia pe care am urmat-o ulterior. Ulterior, domnul profesor Georgescu practic a pus bazele acestui institut de cardiologie și a format o echipă tânără. Mi-aduc aminte că aproape toți eram medici rezidenți în momentul în care s-a deschis institutul de cardiologie. A format o echipă tânără așa cum a dorit dumnealui, pe anumite standarde medicale și didactice. Sperăm că astăzi, dacă ar mai fi printre noi, s-ar bucura și ar fi mândru de ceea ce a realizat și de colectivul pe care a reușit să-l formeze. Pentru mine, în mod personal, domnul profesor Georgescu, alături de doamna profesor, practic m-au format ca medic și ca și cadru didactic. Au toate examenele, absolut toată pregătirea au fost împreună cu dumnealor. Deci dacă ar fi să spun, le datorez practic toată cariera mea de până acum, atât pe plan medical cât și pe plan didactic. Dacă vrem să avem intrare, deci dacă vrem să legăm instituția în care lucrăm de cineva, atunci cu siguranță o putem lega de domnul profesor Georgescu. Sigur, pe plan național, cred că nu există medic sau cadru didactic care să nu fie auzit de domnul profesor Georgescu, dar chiar și pe plan internațional, când ne întâlnim cu colegi din Europa, practic prin numele domnului profesor Georgescu legăm instituția în care lucrăm și pe care dumnealui a format-o.